Siguranța în școală reprezintă o prioritate, așa se face că toate unitățile de învățământ din județul Mehedin sunt supravegheate îndeaproape de către jandarmi. Au fost luate toate măsurile necesare pentru prevenirea infracțiunilor în școli. Jandarmii desfășoară de asemenea o serie de programe educative în domeniul ordinii și liniștii publice. 8 acțiuni informativ-preventive au fost desfășurate de cadrele compartimentului Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale din Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedin, desfășurate în baza campaniei Jandarmeria pe înțelesul tuturor, stop discriminării și violenței în școli, acțiuni care au avut loc în instituțiile de învățământ aflate în responsabilitatea Jandarmeriei Mehedin, în scopul pregătirii antiinfracționale a elevilor, în vederea reducerii numărului de elevi care cad victimă comportamentelor antisociale. Jandarmii mehedințeni au desfășurat de asemenea pe parcursul anului 2013 nenumărate acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale în timpul competițiilor sportive. În cadrul campaniilor Fi un suporter Fair Play și Jandarmeria o forță pentru siguranța cetățeanului au fost desfășurate 4 acțiuni pentru informarea cetățenilor care participă la manifestări în spațiul public pentru aducerea la cunoștință a dispozițiilor prevăzute de legea 4/2008 și legea 61/1991 republicată. Pe parcursul anului școlar 2013-2014, jandarmii mehedințeni vor continua seria acțiunilor de informare a elevilor cu privire la ordinea și siguranța publică.